plecat și s-a arătat. S-a băgat căldură? N-aș spune căldură. Dar ce? Aveam aici, uite, dar nu am cum să demonstrez că nu e făcătură. Pe desktop am lăsat ceva de vineri și vreau să văd dacă mai găsesc. Funcționare sub parametri. E de vineri, n-am vrut să o arăt. Mă scrie sectorul 6, da. Scrie străzile noastre. Da. Dar de București anunță că următoarele puncte termice funcționează sub parametri. Deci eu în fiecare zi sunt acolo, la rubrica aia. Înțelegi? Eu am PDF-ul meu. Am vorbit cu doamnele, nu. Deci la întrebarea ta, ca să răspund, este cât să dezmorțească caloriferele, să nu fie moarte. Așa o ați ca sus. În rest, regi gheață până în jos. Dar dacă vă arăt Facebook-ul, toată lumea, oprișene, să facem grevă, să fii purtătorul nostru de cuvânt, n-avem căldură, n-avem, dacă ai relații la Radet, adică oamenii chiar sunt vai de capul lor acolo. Avem nevoie, au nevoie oamenii de o căpetenie. Da. Au nevoie de un lider. Da, e în fața la cavafi vechi. Vei fi acest Che Guevara de TCM, da, de căldură. Doar că în loc de basca aia, da, o să ai o căciulă. Asta la calor, siempre! Trebuie făcut ceva, Cătălin. Oamenii au nevoie de o îndrumare. Fac un tricou din ăla cu calorifer și... Lider, bahibo! Babo! O să-și aduc aminte și copiii copiilor de tine. Tu stai să vei apărea în cărțile de istorie din drumul taberei, din militari. 2017, un fric de căpau pietrele, dar el s-a ridicat dintre cei umili. Exact, da. O pijama de aia de se mai poartă la colțea. Cu feșul lui și cu halatul de monton. Punându-și fețele pe cap. Da, punându-și fețele pe cap.